monsieur l'ambassadeur, chers amis, dragi compatrioți, prezenți aici din Republica Moldova, țin să vă zic un cuvânt și în limba română. Je veux vous remercier pour votre présence ici aux inaugurations d'une exposition très importante et significative pour nous parce qu'il s'appelle Connexion culturelle. Connexion culturelle de l'art et de la culture moldave avec la culture européenne ici, car nous représentons ici cinq maîtres très importantes contemporaines de Moldavie qui vient avec 30 œuvres de peinture et d'art graphique ici. C'est-à-dire que nous disons ici cette peintre qui s'appelle Vladimir Palamarchuk, Tudor Zbyda, Elena Karadzhentsev, Simeon Zamsha et Mikhail Tsarouch, très très représentatif pour nous. En ce moment-là, les artistes importants de la République de Moldova qui ne font pas part d'une équipe et ne portent pas un message commun dans l'art, mais ils transmettent un message de la culture moldave qui se voit dans un contexte européen très important pour nous, pour notre civilisation, pour notre histoire et tradition. Et peut-être que ça, c'est très important que ces peintres et graphiciens qui travaillent dans une manière moderne, qui vient de ce message moderne porté de notre peuple, qui vient de faire part de grandes familles de peuples européennes. Et je suis absolument fière et très contente ici, dans la capitale de l'Europe, Madame la Secrétaire Générale, d'inaugurer cette exposition qui fait part aussi d'un patrimoine culturel européen. C'est-à-dire que la connexion culturelle vient de faire les connexions humaines, politiques, sociaux et économiques de notre peuple avec tout le pays et tout le peuple de grandes familles européennes. Je vous remercie pour votre présence et je vous invite tous de visiter notre exposition et de faire connaissance avec un petit part d'un grand patrimoine culturel de la République de Moldova. Et je vous invite aussi de visiter notre pays plein de grandes choses de patrimoine culturel européen. Merci. Et à en ignorer certaines, nous laisser
ayons échappé l'opportunité de nous comprendre et de créer des liens. Les œuvres présentées ici sont le reflet des réponses émotionnelles universelles qui transcendent jusqu'aux limites de l'espace géographique et de la parole. Nous vous remercions, Madame la Ministre, de nous les faire découvrir aujourd'hui et, comme vous, je souhaite aussi à ce que les participants, aux personnes présentes aujourd'hui, la visite, le regard attentif pendant quelques minutes soit possible. Voilà, merci. Fericită că am reușit să aducem aici expoziția celor cinci artiști plastici extrem de valoroși din Republica Moldova, în cadrul acestei expoziții numită simbolic Conexiuni Culturale, prin care încercăm să construim în continuare aceste conexiuni cu lumea europeană, cu comunitatea statelor europene și cu popoarele europene care ne sunt foarte aproape ca și mentalitate, tradiție, istorie, aici în această expoziție care înseamnă 30 de lucrări pe care le-am organizat-o grație eforturilor Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, sunt prezenți mari și valoroși artiști moldoveni, care se numesc Tudor Zbârnea, Mihai Țăruș, Elena Caranciuță, Simon Zamfă și Vladimir Palamarciuc. Și mă bucur că această expoziție, chiar din startul ei, de la inaugurare, se bucură de o mare popularitate a tuturor ambasadorilor, angajaților și celor care au venit în activități de muncă aici la Consiliul Europei. De ce a fost o continuare a misiunii noastre de cunoaștere sau de prezentare a Republicii Moldova pentru reprezentanții uneia dintre capitalele europene, care este Strasbourg, și este foarte important ca să ne cunoască cât mai bine, în primul rând prin prisma extraordinarei noastre culturi și totodată cu ocazia acestei vizite de lucru pe care o întreprind aici la Consiliul Europei și în care m-am întâlnit doar astăzi cu doamna secretar general a Consiliului Europei și cu domnul director al Departamentului Politică a Consiliului Europei, iar alte întâlniri încă mai urmează. Consider că asta este doar începutul sau o continuitate după expoziția Costumul Popular. Vor urma și alte surprize. Svetlana Pociumban, șefa direcției Patrimoniu, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Noi am adus o expoziție încoace la Strasbourg, compusă din 30 de lucrări ale celor cei mai buni, după părerea noastră, cinci artiști plastici din Republica Moldova. Evident că această expoziție nu pretinde să prezinte un areal amplu a artelor plastice din Republica Moldova. Evident că vorbim doar despre câteva secvențe dintre ale artelor, ale picturilor. Dar important e că artiștii sunt întruniți în această expoziție cu un generic simbolic, după părerea noastră, conexiuni culturale. Aceste conexiuni leagă pe ei între dânsii în această breaslă frumoasă, dar totodată aceste conexiuni culturale care le au dumnealor cu arta din Europa, cu arta din întreaga lume. Deci noi credem că această expoziție, această selecție de lucrări va fi vizualizată, se va bucura de interesul publicului de aici, de la Strasbourg și toată lumea care are posibilitatea să o vadă în acest palat frumos al Europei, dar totodată și prin intermediul rețelelor de socializare sau canalelor media și așa mai departe. Poziția rămâne deschisă până pe data de 3 noiembrie. 10 zile, credem că este un spațiu suficient de timp, dar este acel răstimp pe care noi am reușit să-l obținem în spațiu.